Bună ziua, domnul sociolog Mircea Chivu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Chivu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru și că ați acceptat și de această dată invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Guvernul Ludovic Orban a fost învestit cu 240 de voturi, practic cu 7 voturi peste ce și-a propus, de fapt, Ludovic Orban. Avem un câștigător, da, în persoana Ludovic Orban și chiar a președintelui Klaus Iohannis, și avem un pierdant, sau mai mulți perdanți. Avem mai mulți, aș spune. Cine sunt perdanții acestui schimb de executiv? Păi, în primul rând, evident, PSD și candidatul Viorica Dăncilă și, pe de altă parte, Victor Ponta, care a... Am văzut, n-a știut să-și țină un frâu care a mizat parlamentarii pe o forță pe care nu o avea. În loc să meargă de la început pe susținerea guvernului, el a vrut să arate că este puternic și că, de fapt, de el depinde totul. Și nu i-au ieșit jocurile și acum se pare că are o situație dificilă chiar în propriul partid. Cum a pierdut PSD? A pierdut în sondaje? A pierdut... E greu să... Deocamdată nu avem sondaje ca să... Și probabil că nici nu vom avea în timp util sondaje care o să ne arate în ce măsură investirea noului căderea vechiului guvern și apoi investirea celui nou au afectat PSD. În mod normal, orice înfrângere demobilizează electoratul. Și nu atât electoratul propriu-zis, ci aparatul de partid, ca cel care ar trebui să facă campanie, care după aceste două înfrângeri, practic nu mai știe ce să facă. Să ne gândim că de obicei, tradițional, PSD-ul se baza pe influența primarilor în comunitățile rurale. Acum e de văzut în ce măsură primarii vor fi tentați să sprijine mai degrabă nou guvern, de care într-un fel sau altul vor depinde de acum încolo. Deci sau vor rămâne fideli. Să ne așteptăm la surprize de genul acesta? Da, eu mă aștept ca față de măsurătorile din sondaje, care o dădeau pe cele mai multe din sondaje, o arătau pe Viorica Dăncilă, posibil în turul 2, adică cu cele mai multe șanse de a ajunge în turul 2, e posibil ca acum să scadă. Să scadă și să-și piardă șansa de a ajunge în turul 2. Acum, sigur, nu-i prea simplu nici cu ceilalți candidați. Pentru că nici Dan Barna nu e într-o situație foarte bună. Am văzut ancheta Rise Project. A fost atacat ieri puțin, din nou cu material în Rise Project. După mine, nici nu s-a apărat convingător. Adică, el în loc să facă un fact-checking, să arate faptele, să arate, nu știu, cât mai concret ce a făcut el din poziția de consultant. Să fie arătat efectiv niște întreprinderi sociale pe care le-a făcut el consultanță și care funcționează corect, care funcționează bine. Deci în loc să vină cu fapte, el a venit cu un fel de proces de intenție. Că de ce a fost de ce a apărut materialul acum, că de ce el și așa mai departe. Ori astea nu sunt argumente care să conteze pentru public. Și acum, din păcate, pentru el nici nu mai are șanse să riposteze, să aibă o ripostă solidă. Mai sunt doar 4 zile până la alegeri. Care 4? Că azi e... Azi e miercuri, azi deci e practic miercuri, 3... Vineri. Da. Mai sunt 2 zile. 2 zile, da. Că apoi se încheie campania oficial. Da. PNL câștigă capital electoral după această reașezare, da? Sigur PNL că acum are un guvern al lui, un guvern are monocolor. Are un guvern al lui, monocolor. El e partidul care a inițiat moțiunea de cenzură, să nu uităm asta. Ei au știut să strângă majoritatea care să voteze moțiunea de cenzură, lucru pe care puțini îl
îl așteptau să ne aducem aminte care era pronosticurile acum o lună și ceva. Nimeni aproape nu dădeau șanse. Exact, toată lumea zicea că PSD are o majoritate, că nu că atât neapărat că are o majoritate solidă, dar că ceilalți nu sunt în stare să strângă o majoritate. Și iată s-a dovedit contrariu. Și a reușit și a doua oară, tot așa contrar tuturor așteptărilor. Deci a arătat Ludovica Orban despre câte personaje despre care s-a cam făcut destul de mult mișto, ca să spun așa, a arătat că este un bun negociator, că știe să joace toate cărțile, că este, cu alte cuvinte, un politician cu experiență. Este un premier mai bun decât Viorica Dăncilă? Hey, asta deocamdată are o zi de premier. Dar să poate vedem. Fi? Are... Acum nu cred că e așa greu să fie un premier mai bun decât Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă, lăsând la o parte gafele de limbaj, a făcut și multe gafe din poziția de premier. Să nu uităm, de exemplu, ultimele bâlbâiere legate de numirea comisarului european. N-avem nici până acum un comisar european. Să sperăm că, cred că la ora asta e o ședință de guvern la care se discută noua propunere și să sperăm că asta va fi a treia, va fi cu noroc, ca să zic așa. Da, am înțeles că PNL-ul, cel puțin din sursele noastre, are în calcul două nume, cel al lui Siegfried Mureșan și a doamnei Adina Vălean. Da, sunt europarlamentari vechi, cu funcții importante la Bruxelles. Așa e. Să vedem. Probabil că unul din ei va fi. Și ce e important este că oricare din aceștia doi ar fi, este niște elemente concrete care să împiedice acceptarea nominalizării. Nu există ca la Rovana Plumb un proces, un dosar suspendat și așa mai departe. Deci iată, această amânare da. Ne-ar putea prinde bine acum. Da. Spuneați dumneavoastră la început că Victor Ponta se află printre perdanți. Este un prim semn de sfârșit de carieră pentru Victor Ponta? Acum Viorica Dăncilă spunea astăzi că nu este primit în PSD, chiar dacă și-ar dori, cel puțin cât e ea la PSD, Victor Ponta nu are ce căuta acolo. În Pro-România a apărut Mihai Tudose cu vreo 6-7 parlamentari care își doresc care să... contestă pe Ponta, exact, sigur. Îl contestă și în ce poziție este acum Victor Ponta? Acum este într-o poziție foarte proastă, pentru că practic se pune sub semnul întrebării controlul în această a doua construcție politică la care a participat la Pro-România. Pe de altă parte, Victor Ponta nu este un politician de neglijat. Dacă ne gândim la situația din 2016, după demisia lui, toată lumea ar fi spus că și-a încheiat cariera politică. Și iată că a reușit să revină spectaculos chiar. Repet, a făcut o mișcare greșită, un calcul greșit acum în ultimele zile, dar să nu uităm că a reușit să facă un partid care în câteva luni de la înființare a intrat, a ajuns să depășească cu brio pragul electoral la europarlamentare. Deci scorul cred că a fost al patrulea partid de la europarlamentare. Deci zic eu că este un politician în continuare redutabil. Să vedem cum va juca în continuare. Dar Mircea Diaconu, care știm că este candidatul Pro-România și alal de la prezidențiale, va plăti în această campanie pentru gafa, da? Și puteau numi gafa lui Victor Ponta? Da, de fapt, Mircea Diaconu era într-o poziție foarte bună în momentul în care și-a anunțat candidatura. Când era susținut de două partide nu foarte importante, dar care contau, mai ales cu niște organizații în teritoriu, și spera că putea să spere ca după căderea guvernului Dăncilă să preia electoratul de stânga.
Acum s-a întâmplat că atât în alte cât și în pro-România au apărut probleme interne, încât cele două partide, numai de susținerea lui Mircea Diaconu, nu mai au timp. Practic, trebuie să-și rezolve problemele, cel puțin liderii, că liderii au... Da, și atunci a rămas cam cu spatele descoperit. Ori, e foarte greu pentru un independent adevărat să strângă un număr semnificativ de voturi, cât de simpatizat ar fi personajul, el nici nu are un discurs foarte consistent. El are un discurs tipic populist care poate să atragă o anumită categorie de electorat care în general este sătulă de ceea ce se numește clasa politică, o denumire destul de improprie până la urmă, dar nu putem să negăm că există o aversiune față de ceea ce se numește politician într-o categorie mare de electorat. Acum, sigur că lui Mircea Diaconu e greu să spună că el nu-i politician. Câtă vreme a fost senator în Parlamentul României, membru al PNL, apoi... A fost și europarlamentar? Apoi europarlamentar din partea ca independent da. Susținut destul de vizibil de PSD la un moment dat. Deci e greu să pozeze în... omul venit din afara politicii. Și că tot am adus în discuție partidul Călin Popescu-Tăriceanu sau cea mai rămas din ALDE. Este posibil ca anul viitor la parlamentare ALDE să nu mai intre în Parlament? Pentru că știm, la europarlamentare nu a trecut de pragul de 5%. Dar mie mi se pare foarte probabil. Întrebarea este dacă ALDE va mai exista până la alegerile. Deci e posibil să nu existe? Să nu mai existe? Da, e posibil să facă o fuziune cu nu știe cine, practic. Poate chiar cu PNL-ul, de ce nu? Poate chiar cu PNL-ul, la urma urmei Tăriceanu a mai plecat din PNL, s-a mai întors în PNL, deci e obișnuit. Dar mai sunt și alte partide în situația asta? Sau ar putea fi și alte partide în această situație? Mă gândesc aici, de exemplu, la UDMR, care știm că a trecut pragul de 5% la europarlamentare cu ajutorul PSD-ului. Cu greu. Dar de data asta PSD-ul va trebui să-și strângă singur electoratul, pentru că, iată, nu este într-o situație prea bună nici PSD. Ce se întâmplă cu UDMR-ul? S-ar putea să nu se mai pregătească? Sigur, el întotdeauna este, nu întotdeauna, dar cam de 2-3 legislaturi, este cam la muchie. Joacă cam la muchie intrarea în Parlament. De obicei reușește să se redreseze pe ultima sută, găsindu-și tot felul de aliați, mai mult sau mai puțin vizibili. PMP-ul este un partid care este la limită, iarăși. Acum da, și PMP-ul, da. Exact. Acum a trecut de pragul electoral la europarlamentare, dar cu puțin. Toader Paleologu este un candidat din afara partidului. Sigur, el probabil că avea carnet de partid, dar de mult mai activa în partidul ăsta. PMP-ul, de fapt, n-a reușit să-și găsească un candidat cu șanse, cu vizibilitate din rândul propriului partid. Așa că l-a ales pe domnul Paleologu. Și a trebuit să recurgă la Paleologu, care are o carismă proprie. E greu să spun ce se va întâmpla cu partidul ăsta. Și el s-ar putea să recurgă la o fuziune până în toamna viitoare. Deci am putea spune că sunt așa, mari semne de întrebare în legătură cu cele trei partide, dacă intră sau nu anul viitor în Parlament. Sigur că la cum stau lucrurile acum. Sigur că da, până mai e un an, mai sunt un tur de alegeri locale, care iarăși vor fi importante, vom vedea ce se va întâmpla și acolo. Dar suntem în plină campanie prezidențială, chiar dacă nu se prea observă, cel puțin dezbatere electorale între candidații, eu nu prea am văzut și cei drept nu sunt în perioada aceasta. Dumneavoastră, cum vedeți această campanie? Cum ați putea o caracteriza?
Aș spune că este cea mai plicticoasă campanie Plicticoasă. pe care am văzut-o din, și le-am văzut pe toate din 90 încoace. De ce? Păi, întâi și întâi, în afară de un candidat, toți candidații se laudă că vor obține locul 2. Toată lumea, nimeni nu crede că va câștiga alegerile astea. Deci ăsta este un prim motiv pentru care nu există miză a alegerilor astea. Câștigătorul este cunoscut. Singura miză este locul 2. Cine va ajunge în locul 2, o miză strict simbolică. Asta este un motiv. Apoi, sigur că s-a suprapus cu criza guvernamentală, care a parazitat cam orice agenda publică. Toată lumea s-a uitat acolo. Mă uit la emisiunile de la televizor, de la toate posturile de televiziune, pe care scrie campanie electorală, dezbatere electorală, dar nu-i prezent niciun candidat. Eu mă întreb dacă de ce CNA nu intervine. Mai ales că de multe ori văd dezbateri, așa zise, dezbateri la electorale, la cât un post de televiziune, în care toți cei prezenți în studio, politicieni sau jurnaliști, atacă un singur candidat care nu este prezent în studio și care nu are nicio posibilitate să se apere. Dar totuși e dezbatere electorală. Iar CNA-ul nu există, nu intervine în ciudățenia asta. Mai e încă un element care face neinteresantă campania electorală. Faptul că președintele în funcție, Klaus Iohannis, refuză să participe la orice fel de dezbatere. După mine, asta este în primul rând o atitudine nedemocratică. Înseamnă în primul rând o desconsiderare a celor 200.000 de oameni care se presupune că au semnat pentru candidatura fiecăruia dintre ceilalți contracandidați. Este un dispreț nu numai față de contracandidați, ci și repede oamenii care îi susțin pe acești contracandidați. Apoi este un dispreț față de propriul electorat, pentru că el refuză să răspundă la întrebări. El stă acolo la Cotroceni, spune numai ce vrea el și refuză să, chiar și la banalele întrebări puse de un eventual jurnalist. Deci, nu numai că nu participă la dezbateri directe cu contracandidații, dar nici măcar nu acceptă o dezbatere cu presa, o dezbatere adevărată. Și asta, iată, face ca toată campania electorală să fie mai puțin interesantă. În alți ani, în alte campanii electorale, ne aducem aminte că în săptămâna dinaintea scrutinului aveam zi de zi câte o dezbatere importantă, cu maximă audiență, la câte un post de televiziune. Și credeți că va fi prezența la vot mare în acest context? Nu, mă aștept să fie chiar lucru neașteptat sub cea de la europarlamentare. Adică sub 40? Nu, a fost pe 50 la europarlamentare. Aproape de 50. Da, da. Da, mă aștept să fie foarte mică, pentru că, repet, nu există miză, nu există emoție. Întotdeauna la alegerile până acum, oamenii se mobilizau pentru sau împotriva unui candidat. De data asta... Poate se va întâmpla în turul 2, cine știe. De ce? De ce să se întâmple lucrul ăsta? Depinde cine va intra în turul 2. Dumneavoastră, cine credeți că intră în turul 2? E foarte așa greu să spun. Așa cum stau lucrurile acum. Așa cum stau lucrurile, m-aș aștepta ca totuși Barna să ajungă în turul 2. Cu Klaus Iohannis. Cu Klaus Iohannis. Asta nu se mai discută. Deci, Klaus Iohannis, probabil, mai ales pe fondul scăderii șanselor atât a lui Dăncilă, cât și a lui Barna, mă aștept ca procentul cu care va ajunge procentajul cu care va ajunge în turul 2 să fie de peste 50%.
Deci credeți că Varna va fi peste Viorica Dăncilă? Peste candidatului PSD-ului la prezidențiale? O, sigur. Varna are cea mai are prima șansă, zic eu. Acum să vedem cum și-o va juca în ultimele zile. Deci e clar, repet, că Viorica Dăncilă va pierde masiv electorat în săptămâna asta. Vom avea surprize la vot? Cel puțin în ceea ce privește clasamentul candidaților. Acum, dacă aș putea avem și domnul pe paleologul, care am văzut, dânsul încearcă diverse dezbateri pe la diverse televiziuni. Da. E un candidat vocal în campania aceasta. E un candidat vocal care totuși are un plafon de care nu poate trece, un 6%, nu cred că va depăși. Miza lui a fost să scadă să ia din procentele lui Dan Barna. Practic, dacă facem o analiză a intervențiilor sale publice, din 10 referiri la contracandidații săi, 8 sunt referiri la Barna. Deci, practic, treaba lui a fost să-l critique pe Dan Barna în campania asta. Și evident că se luptă cam pe același segment de electorat, deci fiecare procent pe care îl ia Teodor Paleologu va fi un procent scăzut de la USR. De la USR, da. Mircea Diaconu, am văzut într-un sondaj IMAS, se afla surprinzător pe locul 2. Da. Intuitiv mi se pare că e greu să ajungă pe locul 2. Poate să ajungă însă să facă un scor bun și poate de ce nu chiar să ajungă pe locul 2 pe fondul creșterii atacurilor împotriva celorlalți candidați. Pe el nu prea poate ataca nimeni, că nu are de ce. E genul de candidat care nu spune nici nimic în favoarea lui, dar nici n-ai de ce să-l critici. Și atunci, în măsura în care Viorica Dăncilă pierde pentru că a pierdut guvernarea, și în săptămâna asta vom tot vedea din partea noului guvern, vom afla cum s-au mâncat banii de nu știu unde, cum au fost făcute de numiri pe ultima 100 de metri, de tot felul de robedenii și așa mai departe. Deci va avea, îi se vor pune pietre în sacoșă, ca să spun așa. Deci va deconta la va deconta cu greu, da? Și da, Barna, vedem că a fost, este din nou victima unei reluări a atacului dinspre Rise Project, ca la care nu știu dacă va mai avea timp să răspundă. Deci, în măsura în care acești doi candidați vor scădea, e posibil ca cel care acumulează, pe principiul că până la urmă totalul trebuie să fie 100%, să fie Mircea Diaconu. Spuneați dumneavoastră că Dan Barna are mari șanse să intre în turul 2, așa cum stau lucrurile acum, alături de Klaus Iohannis. Îi va crea probleme președintelui Klaus Iohannis? Dan Barna i-ar putea crea în turul 2? Nu. Probleme? Nu cred că îi va crea. Lumea spune că are o șansă să-i creeze probleme, pentru că tot electoratul anti-Iohannis l-ar vota pe Barna. Dar eu nu cred asta. Eu nu cred că cine e electoratul anti-Iohannis? Este electoratul favorabil PSD. Ori eu nu cred că electoratul PSD va vota pe Dan Barna. În primul rând să ne gândim că Dan Barna este un personaj care încă are notorietate mică. Dacă ieșim din orașele mari și mergem în zonele rurale și pronunțăm cuvântul Dan Barna, nu se știe cine e. Nu știe lumea cine e. Și în marketing e un principiu. Ca să cumperi un produs, trebuie întâi să poți să-l ceri. Să știi cum se numește. Dar ce ar însemna pentru PSD dacă Viorica Dăncilă nu ar ajunge în turul 2? Ar fi pentru prima dată când un candidat al PSD-ului nu ar ajunge în turul 2. Acum trebuie spus că în afara candidatului Iliescu, PSD nu a avut niciodată câștig de cauză la alegerile prezidențiale. Era cât pe ce Victor Ponta, da. Era cât pe Acea Gioarnă, era cât pe Acea Victor Ponta. Dar important e că
atunci când e vorba de alegeri nominale, PSD-ul nu s-a descurcat bine niciodată. Și nu se va descurca bine nici de data asta. Sigur că de data asta nu va avea nici măcar candidat. E probabil să nu aibă nici măcar candidat în turul 2. Sau chiar dacă va avea, va avea un candidat fără nicio șansă reală. Deci nu va fi ca la atunci când a fost Cioană sau când a fost Ponta, când era lupta, lupta era strânsă. Lupta s-a dat până în ultima, până după închiderea urnelor. Da, vom vedea ce rezultate vom avea duminică seara, când românii vor ieși la vot. Domnule Mircea Chivu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm ca de obicei cu mare drag. Cu plăcere. Vă mulțumim. La fel.